prin gestul vostru, ați arătat că normalitatea nu poate fi asigurată decât a fi împreună cei care au pătimit de-a lungul vremii, fiind despărțiți de stăpâni străini și aspri. Eu cred un lucru și v-aș ruga și pe voi să meditați la acest gând pe care și eu l-am auzit de la cineva. Și anume, privind la ceea ce se întâmplă și la noi aici în România și în Republica Moldova, ne plângem foarte mult pentru că lucrurile nu merg bine. Și printre alte pricini pentru care lucrurile nu merg bine, credem că pricina principală este dată de faptul că o țară este împărțită în două. Și nici basarabenilor, nici moldovenilor din dreapta Prutului și românilor în general, nu ne va fi foarte bine decât atunci când vom fi din nou împreună în aceeași țară. Să plecați, mai ales basarabenii, cu acest gând și să încercați fiecare să fiți o făclie de ortodoxie și de românism la Chișinău, la Bălți, la Cahul, de ce nu la Tiraspol și în toate zonele locuite de români în stânga Prutului. Să-L rugăm pe Dumnezeu să asculte oful nostru cel mai adânc, dorul nostru cel mai înalt și speranța noastră cea veșnică. Să ne ajute Dumnezeu cu al Său dar și cu a Sa iubire de oameni. Să te salut, fratele meu, de peste Prut, și am venit să te salut, fratele meu, de peste Prut, și am venit să te salut, fratele meu, de peste Prut, și am venit să te salut, fratele meu, de peste Prut. Bună ziua, frate, frățioare! Eu sunt cel ce-n poartă ți-a bătut. Să te întreb ce te mai doare. Am venit de dincolo de Prut. Grea și neagră este pâinea noastră. Viața-i plină de păreri de rău. Legiostea roși, galbene, albastră. De la București la Chișinău. Legiostea roși, galbene, albastră, de la București la Chișinău. Și am venit să te salut, fratele meu, de peste Prut. Și am venit să te salut, fratele meu, de peste Prut. Și am venit să te salut, fratele meu, de peste Prut. Și am venit să te salut, fratele meu, de peste Prut. Și am venit să te salut, fratele meu, de peste Prut. Și am venit să te salut,